pasó esto? La mina no se aplica. Mie mi-e frică de bau-bau. Și hai să vă zic de ce. Aveam vreo 4 ani și eram cu toată familia la bunicii din partea mamei. Era seară. Toată familia însemnând părinții, unchiul, mătușa și, evident, bunicii. Trebuie să menționez faptul că bunicii locuiau într-un apartament tip vagon, un hol așa lung, cam ca ăsta, care avea dispuse camerele pe una din părți. Bucătărie, baie, dormitor, sufragerie și așa mai departe. Repet, era seară. Familia mea stătea de vorbă, se uitau la televizor, nu știu exact ce făceau. Țin minte că eu mă jucam. Și la un moment dat, din senin, vine unchiul meu la mine, mă ia în brațe, mă duce în fața holului și îmi zice: acolo e bau-bau. Pentru mine holul s-a transformat în asta. Îmi pare rău, nu aș vrea să traumatizez copiii din sală. Mă scuzați. Și am rămas cu frica asta de întuneric, de întuneric dintr-un apartament, până în prezent. De fiecare dată când sunt singură acasă și când deschid ușa de la camera mea și mă uit în față, în casă, și văd negru ăla acolo, apare iarăși imaginea asta și mă gândesc, cum a zis Luciana, cum să alerg, cum să fac, să fug mai repede. Dacă cumva trebuie să mă duc la baie, primul gând care îmi vine în minte aproape e: mai bine fac pe mine. Nu, mă duc la baie în cele din urmă. Dar cum fac e că întâi aprind lumina pe hol, după care pe măsură ce mă duc către baie, aprind și celelalte lumini, ca să fiu sigură că nu vine chestia asta după mine. Și mai e ceva. Înainte să mă culc, iarăși dacă sunt singură acasă, aprind lumina în toată casa, mă uit după fiecare ușă, mă uit după fiecare dulap, mă uit după fiecare canapea, în fiecare cotlon, ca să mă asigur că nu e ceva acolo. Nu știu ce s-ar întâmpla dacă ar fi. Și acum e lumină, sunt ok, dar teama mea e reală, bau-baul meu este adevărat, e cu mine. Mie mi-este frică de întuneric și sentimentul ăsta este acolo, e tot timpul cu mine. Am mai trecut niște timp și m-am apucat de niște cursuri de actorie. Cursuri de actorie unde acum pregătim o piesă de teatru care este o paralelă între comunism și timpurile moderne. Eu trebuie să joc un personaj din partea comunistă. Nu am trăit perioada respectivă. Nu știu cum erau oamenii atunci concret, cum se simțeau. Știu din ce am citit, știu din cărți, știu din ce mi-au povestit părinții că trăiau o groază, o frică continuă, primară, de ceea ce li s-ar putea întâmpla dacă îi aude securitatea, de ceea ce ar putea păți dacă ajung pe mâna poliției în momentul respectiv. N-am putut, în schimb, niciodată să aduc alături de mine în scenă sentimentul respectiv, pentru că, așa cum am zis, nu l-am trăit niciodată. Ce s-a întâmplat, în schimb, a fost că, la un moment dat, la repetiții, s-a stins lumina. Și m-am trezit cu asta la gât. Și m-am trezit cu toată panica aia și toată groaza pe care eu o simt în momentul în care în casă se stinge lumina și în momentul în care eu rămân singur acolo, fără lumină, fără nimeni, și vine ceva și mă atacă. Aia a fost groaza aia primară, frica aia de bază pe care o simte un om atunci când este pus în pericol viața. Asta a fost ceea ce eu am luat din frica mea din trecut, din bau-bau-ul meu din copilărie și am adus în scenă. Ăla a fost momentul în care mie mi-a ieșit acea teamă pe care eu trebuia să o pun în scenă. Bau-bau-ul meu e real, frica din noi este reală. Aș vrea să mă ajutați acum și să ridice mâna persoanele cărora nu le-a fost niciodată frică de nimic. Ok.
Ok. Au ridicat mâna doar două persoane. Vă mulțumesc. Ce? Poate că nu. Poate că nu. Nu vreau să zic chestia asta. Ideea este că e în natura umană să ne fie frică. Dacă nu am simțit frică până acum, există posibilitatea ca la un moment dat să se întâmple lucrul ăsta. Există posibilitatea ca la un moment dat să ne temem pentru ceva, pentru viața noastră, pentru familia noastră, pentru faptul că ne vom pierde jobul, casa și așa mai departe. Mesajul meu pentru voi este: vedeți cum puteți folosi aceste frici astfel încât ele să lucreze pentru voi, astfel încât să vă dea imboldul de care aveți nevoie. Baobab nu trebuie să fie o piedică, un obstacol. Baobab poate să fie un motor. Baobab poate să fie așa. Baobab poate să lucreze pentru voi, să-l puneți voi la treabă pe el. Luați-vă câteva momente, gândiți-vă care este frica voastră și cum puteți să o puneți la lucru pentru voi, astfel încât, într-adevăr, să spuneți: nu mi-e frică de Baobab. Vă mulțumesc!